N-am dormit toată noaptea, să știi. Nu știu. Sincer, eu până la 4 am dormit bine. Tu ai dormit bine? Da, da. Și din câte văd eu aici, nu e nimic așa ieșit din comun. Nu avem de ce să ne supărăm. Crezi tu că să fie la început? Sincer, în cam dai așa palpitații. Vrei să știi ceva? Dacă tu eu, știi ceva. Aseară am aflat că este petrecerea burlăcițelor. Adică el știa și a mers pe burtă. Asta e o premieră. Adică nu m-am mințit că o să iasă cu băieți și n-a ieșit cu băieți. Nu, până acum nu. Dar acum nu știu ce s-a întâmplat. Adică eu nu știam că e petrecerea burlăcițelor. Eu am crezut că merge cu tine în club. Ca dacă știam, mergeam eu cu fetele. Așadar, Raimond s-a infiltrat între Michi și prietenele ei să petreacă împreună cu ele și a zis acasă că se duce la petrecerea burlacilor sau așa înțeles Tina. Oricum ar fi, s-a ales cu o companie selectă și se pare că le vrea mai energizată pe fete că le tot toarnă în pahare. Îi plac cluburile, hm? Da, nu, n-am mai ieșit. N-am mai ieșit de mult. Cu Alex am fost de două ori în club. Așa speram și eu să fii tu acolo cu fetele. A, da? Uite, fetele noastre se încin, Michi dă din fund, da, tot mai abit. Tiraș, zice, un domn aduce... Dă-și ea din ce are până la urmă. Un domn aduce licori. Ăla de acolo este Raimond? Cu... Da, el este. E Raimond. El este. Stai puțin că e cu minte, ia? Stai. Crezi, a pus mâna, cine e fata aia? Putea să-mi spună, uite, o să ies cu Michi și prietenele ei. Dar nu știu de ce nu mi-a zis. Dar Raimond, de ce are și el un tricou alb și el domnișoară de onoare? Mă, nu știu, eu credeam că el a plecat cu băieți în club. Dacă mama, și el arată băieți... Mamă, da. Vai, da, uite, exact! Nu mi-au plăcut fetele frumoase care dansau pe acolo dezbrăcate. Bine că nu sunt stripuri. Începe să se... Încingă. Încingă. M-am încins și eu aici, nu, pe canapea. Mă adică poate vreți să câte un pahar cu apă. Dacă era Raimond aici, chiar aveam nevoie de paharul ăsta. Continuați, vă rog. Ah, ok, este mireasa, am crezut că e altcineva. Măi, dar poate ăștia voștri cochetează împreună. V-ați gândit la asta? La asta chiar m-am gândit. Că dragoste de închiriat. Știi de tricoul ăla? Te închiriezi cu bani puțin? Știi ceva de tricoul ăla? Măi, tinerăilor, nu uitați că sunteți filmați. Mesajul de pe tricou nu mi-a plăcut. Nu cred că l-a îmbrăcat nimeni cu forța. Cine l-a pus între atâtea femei, totuși? Că nu l-a îmbrăcat nimeni din staff și l-a pus între atâtea femei. Mă, fetele ca fetele. Eu sper să nu se apropie nicio animatoare de el. Acolo să știi că eu am înțeles că el a vrut să meargă.
Îți spun doar să știi. Și Alex, pregătește-te, nevastă ta și începe programul fix acum. De acum încolo? Pe bune? Că dragoste de închiria. Acum că ai băgat fitilă la Ana, poți să pleci, nu? Bravo! Pentru mine, probabil, a fost pupiș, nu? Cică. Gata, au venit și băieții. Haideți, fetelor, dați din buric mai cu talent. Băzea, admiratorii lui Miki ies la interval. Miki se dezlănțuie. Doi băieți, stai puțin. Cine sunt băieții aia de acolo? Nu știu. Spre uimirea mea, încă sunt o femeie sexy și am avut parte de câțiva admiratori. Să, nu știu, da, uite-te ce. Sau cel puțin așa vreau să cred. De ce se caută? Uite la acești bărbați. Nu cred, nu. Au venit în grup cu ele. Uite! Deci dacă o ia pe acasă să danseze, fii atent. Bă, eu nu pot să fiu gelos pe ei, pe bune. Dacă o ia pe a ta la dans, nu ești? Cum? Dacă o ia pe a ta la dans, o să o ia la dans. Aoleu, Miki, ce se întâmplă acolo? Mă se pare că burlăcița noastră a uitat și de Alex și de Julia și a dat frâu pornirilor ținute în lanț 3 ani de zile de când nu a mai ieșit în club. Mireasa noastră ar trebui să țină cont că, deși e întuneric, totul se filmează. Să vedem noi pe unde scoate cămașa când viitorul soț va vedea cum a petrecut ultima noapte de burlăcie. Sau poate nu va mai fi ultima după ce Alex va vedea grozăviile ce se petrec la ora asta? Sunt și eu bărbat, adică știu ce înseamnă să mergi să te bagi așa în seamă pe lângă niște fetele, chiar nu le-au dat atenție și chiar n-am de ce să fiu gelos. Mi-e dor să petrec alături de prietenii mei și să o ia ca atare. Chiar dacă acum am statutul de femeie măritată și mamă, totuși am dreptul să mă distrez. Dar ce dă Miki din... Da, da, și camanul ăsta al nostru... Revenind în club după atâta timp, încă simt atmosfera și energia pe care o aveam în tinerețe când ieșeam cu prietenele mele. Fiind o femeie care urmează să căsătorească, nu i-am băgat în seamă.